Programele mari de infrastructură inițiate de șeful statului au fost discutate de premierul Ion Chicu la o întrevedere cu primarii raionului Făleș și Ungheni. Șeful cabinetului de miniștri i-a îndemnat pe aleșii locali să definitiveze cât mai repede proiectele de reconstrucție a drumurilor, apeductelor, iluminatului stradal și gestionarea deșeurilor, astfel încât lucrările să înceapă cât mai curând. Șeful executivului a asigurat pe liderii locali că nicio primărie nu va fi omisă și că banii nu vor fi împărțiți pe criterii politice. Ion Chicu i-a anunțat pe primarii din raionul Fălești că pentru drumuri vor fi alocați în acest an 1 miliard de lei suplimentar la sursele planificate în fondul rutier. Premierul a menționat că cea mai mică primărie va beneficia de cel puțin 1 milion de lei pentru reparația drumurilor. Singura condiție este asigurarea calității lucrărilor. Străduiți să acoperiți 10 km de drum sau 5 sau 2. Haideți mai bine un sector de 300 de metri cu milionul ăsta, dar să fie făcut pe mulți ani înainte. La anul o să mai dăm exact așa. Și haideți să creștem până la urmă, o să avem infrastructură cum se cade, temeinic făcută. Premierul a spus că programul de reconstrucție a drumurilor va fi pe termen mediu, iar an de an vor fi alocate surse pentru a continua proiectul de reabilitare început acum. Un alt subiect discutat a fost cel al apeductului. Ion Chicu a amintit despre un proiect mare de asigurare cu apă, început în raionul Fălești în anii 80 ai secolului trecut, care a rămas nefinalizat. Săptămâna viitoare să facem o întrevedere la Chișinău cu toți, o să invit și primare care sunt vizați și conducerea raionului, să luăm proiectul ăsta așa mai temeinic. Abordarea asta că să dăm în fiecare an câte 100 de mii sau câte 2 milioane și tot așa să îngropăm, ea nu mai merge. Ori renunțăm la alte proiecte și o facem pe acesta, ori gândim un program să vedem cum facem. Dar e stringent problema cu aprovizionare cu apă, mai ales aici în Fălești. Primarii s-au interesat și despre programul național de iluminare. În acest context, șeful cabinetului de miniștri i-a informat că în acest an vor fi construiți 1000 de kilometri de iluminat, iar în program au fost incluse toate localitățile țării. Anul acesta trebuie să selectăm câte un kilometru de stradă, care considerați dumneavoastră cea mai prioritară la prima etapă, să iluminăm după tehnologii noi, eficiente. Și problema deșeurilor a fost discutată la întrevedere. Premierul le-a cerut aleșilor locale să nu o lase în umbră și a promis că în cel mai scurt timp guvernul va începe să acționeze și în acest sens. Noi avem proiectul ăsta de 100 de milioane de euro agreat cu Banca Europeană, cu ambele bănci și de investiții și de dezvoltare. O să trebuiască nu încet, dar rapid și eficient să gestionăm această situație. Că o să împlem țara de grabă numai de gunoi, n-ai să ai unde călca. După discuțiile cu prim-ministrul Ion Chicu, aleșii locali, dar și oamenii din cele două localități, au spus că speranța lor este în aceste proiecte mai mult decât necesare în fiecare localitate rurală. Tragem nădejde că vom fi finanțați și vom avea rezultate bune și noi. Foarte bune întrebări și prim-ministru e la foarte înalt nivel. Lucrurile, dacă s-o iau așa, ca cetățeanul spun, lucrurile în țară stau bine, spre bine merg. De când e guvernarea asta? Eu am mai văzut guvernări mai multe, dar vă spun cum este. În cadrul vizitei sale la Ungheni, șeful cabinetului de ministri a întreprins o vizită și la fabrica de covoare, cunoscută de parte peste hotarele țării.